Început țin să menționez faptul că pentru marea majoritate a judecătorilor, deși se vehiculează intens această chestiune de evaluare a judecătorilor, nu este o problemă să susțină evaluarea. Problema este cine va evalua judecătorii, după care criterii vor fi evaluați și de ce nu se discută problemele evaluării cu însăși cei care urmează să fie supuși evaluării. Lucrurile se discută unde se dorește, la diferite întruniri la care mai puțin participă judecători sau participă membrii CSM. Actualii membri CSM, nu cred că tare mulți judecători veți întâlni sau veți discuta care vor expune ceva pozitiv privitor la actuala componență care deja a expirat mandatul. Și a expirat mandatul acestei componențe la 20 octombrie 2021. Deși se vehiculează că ar mai avea mandat cineva până în decembrie, cineva până în ianuarie, cineva până în august. Și problema e lipsa de încredere a judecătorilor față de CSM. Dar, de fapt, membrii CSM sunt invitați la aceste întruniri. Ei se dau cu părerea, fără să consulte. Și, de fapt, s-a creat, știți așa, un zid între judecători și actuală componența CSM-ului. Înțeleg că ar trebui totuși să începem discuția din altă parte. Îmi spuneți dacă greșesc sau nu. Atunci, dacă sunt invitați acești membri ai CSM-ului, să înțeleg că e unul dintre motive pentru care nu sau pun piedici pentru a organiza adunarea generală a judecătorilor? E foarte, foarte corect. Eu personal, în discuții cu colegi, eram conștient că adunările nu vor avea loc nici în 2020, care a fost preconizat prima, nici în martie 2021, nici în octombrie și nici la 3 decembrie. Pentru că unii colegi îmi propuneau mie să ne ducem să discutăm cu colegii noștri, să facem campanii electorale, să întâlnim. Nu are niciun sens, fiindcă adunările oricum nu o să aibă loc. Nu o să aibă loc din simplu motiv că nu se dorește. Nu se dorește de ce? În viziunea mea, actuala guvernare, dar și precedenta, n-au avut un plan bine gândit pentru evaluarea aceasta care, zic, care s-a vorbit și în 2019, și în timpul campaniei electorale, s-a vorbit și în vara anului 2019, și multe alte discuții au fost în prejurul acestei evaluări. Dar eu sunt mai mult decât sigur și lucrurile care se întâmplă demonstrează că nu a fost nici cadrul legislativ elaborat privitor la această evaluare și nici nu, vedeți până la ziua de azi se discută, nu știi cine va evalua. Da, judecătorii, dumneavoastră discutați cu mai mulți judecători, presupun, despre adunarea generală care a fost amânată deja de două ori. Nu de două ori. De patru ori. Din 2019, dar vorbesc de ultima jumătate de an sau din toamnă. Deci a fost, din primăvară, toamnă de două ori. În ultim, da, în toamnă de două ori, exact. Deja s-a amânat. Da, octombrie și decembrie. Ca să diversificăm discuțiile, o salut și pe doamna Țărnă. S-a alăturat discuții. Bună seara! Bună seara! În începutul, în debutul acestei emisiuni, am început cu evaluarea judecătorilor și am ajuns foarte rapid la adunarea generală a judecătorilor și la CSM, care înțeleg din opinia cel puțin a domnului Balan, se împotrivește sau pune piedici pentru a facilita adunarea generală a judecătorilor, ca aceștia să se întrunească, iar fără un CSM nou, nu prea văd, sau domnul Balan, dacă greșesc, îmi puteți spune, ar trebui funcțional, nu cât nou, cât funcțional. Ar trebui să se schimbe CSM-ul pentru ca să se procedă ulterior la evaluarea extinsă a judecătorilor. În opinia dumneavoastră, cine se împotrivește? CSM-ul sau există CSM-ul de astăzi, unul din ei, toți, sau există totuși o castă mai veche a judecătorilor despre care noi am tot vorbit și care încearcă să amâne cât mai mult acest proces. Bine, acest CSM a fost criticat dur chiar în anul 2019, când s-a schimbat guvernarea PD în vedere,
Și CSM-ul în componența respectivă a fost vizat și de declarația privind caracterul captiv a statului. Cu toate acestea, este unica instituție care a scăpat ca prin urechile acului de toate demisiile care au urmat, având la bază această declarație privind statul capturat, să zicem, din perioada lui Plahotniuc. Și ține minte foarte bine că a urmat o tentativă a judecătorilor de a se întruni într-o adunare extraordinară, care a fost perceput foarte controversat. CSM-ul, deci o adunare extraordinară a judecătorilor, prima în istorie, care și-a propus demiterea membrilor CSM, anume din aceleași motive din care a fost declarat această instituție că a făcut parte din statul captiv, însă într-un mod neașteptat această componență respectivă a CSM a îmbrățișată de guvernarea de atunci, de Ministerul Justiției și cumva brusc s-a avut loc o schimbare la fața CSM-ului. Noi nu am înțeles din ce considerente, dar vedem că anumite persoane continuă să fie foarte mult susținute cu mai multe genuri de încălcări. Dacă vorbim despre președintele interimar al CSM-ului, Dorel Musteață, care în pofida restricțiilor legale de a nu putea promova un membru CSM la instanțele superioare în perioada mandatului, sau există și o restricție de un an sau doi ani zile, cum spune domnul Balan mai bine, de a nu fi promovat după ce ai fost membru la CSM. Și este o regulă, apropo, de prevenirea corupției, se numește perioada de răcire, când ai fost într-un organ care exercită o funcție de control și conducere, nu ai voie să te folosești de relația foarte bună pe care o mai ai în această instituție pentru a te promova acolo unde ar putea doar această instituție să te trimită. Ar trebui să existe o perioadă de răcire de un an, doi ani de zile, ca să ne asigurăm că oamenii care sunt în aceste instituții, în cazul de față CSM, nu își folosesc funcția în propriu sau interes. Cumva a fost promovat până la urmă de Parlament, s-a făcut trimitere la faptul că propunerea a venit la CSM cât era încă legea veche, până nu a fost schimbată, dar sincer, ele par ca niște justificări, ca niște tertipuri. Fiind deja la Curtea Supremă, continuă să fie președintele interimar al CSM și fiind președinte interimar al CSM, continuă să se opună adunării generale ordinare deja. Hai să zicem că nu toată lumea a înțeles motivația judecătorilor când au vrut să se adune, să se întrunească în acea adunare extraordinară. Însă după asta, adunarea generală este organul suprem de conducere a autorității judecătorești. Deci ei se întrunesc anual. Odată în an judecătorii își hotărăsc la nivelul suprem toate chestiunile de ordin organizatoric. Ori deja doi ani la rând lor li se interzice să facă lucrul ăsta. Nu li s-au permis să se întrunească în adunare extraordinară, nu li se permit să se întrunească în adunările ordinare, deja nu mai este, a expirat mandatul membrilor CSM. Actualii membri CSM și-au prelungit singur mandatul pe termen nedeterminat. Asta mi se pare, în general, un lucru absolut ieșit din comun. Republica Moldova vrem să sperăm că este un stat de drept, construit după principiul separației puterilor în stat, așa cum spuneau încă celebrii francezi. Asta înseamnă că sunt trei puteri în stat: Parlament, Guvern și autoritatea judecătorească. Imaginați-vă că actualul Parlament, sau careva Parlament, la sfârșitul mandatului lor, și-ar prelungi pe termen nedeterminat mandatul. Și în felul ăsta ar spune că anulăm alegerile și noi ne prelungim mandatul perioadă nedeterminată. Asta cam cum o să fie? Uitați-vă, cam în mod similar arată și această decizie prin care și-au prelungit mandatul singur pe perioadă nedeterminată, interzicând totodată judecătorilor să se întrunească în adunare ordinară. Noi încercăm să luăm legătura cu Dorel Musteață, eventual să vină cu o declarație sau cu o replică, dacă vede emisiunea, ne poate suna la 101-121-022 în față. În continuarea discuțiilor. Bine, acum noi am încercat să abordăm subiectul
promovării judecătorilor și modul în care a ajuns Dorel Musteață la Curtea Supremă de Justiție. Acum, bine, vreau să trecem dincolo de speculații, dar vă întreb deschis. Având în vedere că nu am auzit foarte multă critică la adresa lui Dorel Musteață și cum am auzit deja, există cumva... Eu doar am expus faptele, eu nu am zis, înțeleg, eu nu am dat părere despre general. Există temei în opinia dumneavoastră, există temei în opinia dumneavoastră să credem că judecători, cum este Musteață, așa cum s-a procedat în trecut, cooperează cu cei care sunt ca la guvernare pentru a-și salva funcțiile. Eu vreau să vă spun cu certitudine, astăzi ați vorbit așa, știți, tangențial, că există o percepție de parcă cineva din actuala componență CSM-ului ar duce careva discuții despre care noi judecătorii nu cunoaștem cu, deci, actuala putere sau fosta putere. Vă spun cu certitudine că în vara anului 2019 unii membri CSM au avut întâlniri la guvern despre care nimeni niciodată n-a vorbit. Și atunci guvernul probabil a avut încredere în ei, cu ăștia vechi s-ar putea de făcut lucruri noi, de reformat justiția. Cine s-a întâlnit? Dacă cunoașteți, poate ne spuneți mai mult. S-a întâlnit, din câte cunosc eu la acel moment, chiar cu doamna prim-ministră, actuală președinte a țării. Și au avut careva discuții. Conținutul acestor discuții, noi nu-l cunoaștem, fiindcă despre acestea nu s-a vorbit în spațiu public și nimeni niciodată n-a știut despre lucrurile astea. Deci să știi cu certitudine că a avut întâlnirea aceasta. Care a participat actualul președinte interimar? A fost o ședință cu ușile închise, discretă sau secretă? Probabil. Cunosc lucruri... Interacțiunea între, în general, justiția, așteptarea principală de la ramura justiției este independența. CSM-ul există tocmai pentru a, într-un fel, a rupe legătura între potențialele influențe care pot să vină din segmentul executiv, pentru a asigura auto-administrarea justiției. De ce auto-administrarea este o garanție în plus a independenței judecătorilor și a ramurii judecătorii? S-a făcut foarte bine, apropo, că s-a exclus perioada asta de numire 5 ani, ca să nu existe un fel de control politic în momentul în care judecătorii erau numiți, anterior erau numiți până la 5, pentru 5 ani, apoi 10 ani și apoi erau numiți până la plafon. Deci s-au înlăturat o treaptă, acum s-a înlăturat și a doua. Este un lucru bun care e favorabil pentru sporirea independenței judecătorești, într-adevăr. Dar CSM-ul este un garant foarte important, unul din cele mai importante garanții ale independenței sistemului, și atunci când garanții acestei independenți au mandatul expirat și au prelungit singur acest mandat, fac întâlniri nu tocmai publice cu ramura executivă, apar semne de întrebare. Iarăși, eu nu vreau să fac niciun fel de speculații, dar nu în zădar ședințele CSM sunt, se transmit online sau sunt publice. Se face tocmai pentru a ne asigura pe noi toți, publicul larg și judecătorii în primul rând, că această autoritate care guvernează, care asigură autoguvernarea judecătorilor, nu face jocul nimănui, ci da, în CSM sunt exponenții ai guvernului, procuraturii, dar toate intervențiile lor se fac în mod public, prin intermediul ședințelor online. Atunci când se vorbește sau, nu știu, au loc asemenea întâlniri despre care nu se știe prea multe, sigur că vreți, nu vreți, o să apară. Asta e, intrăm în zona speculațiilor. Eu nu vreau să fac speculații, dar lucrurile nu e de bine dacă e adevărat ceea ce spune domnul judecător. Să înțeleg că dacă se continuă în așa manieră, adunarea generală a judecătorilor ar putea să fie amânată și data viitoare și pe un termen nedefinit. Atunci, bine, noi am început discuția... Totuși am pornit-o de la evaluarea extraordinară a judecătorilor, care ar urma să se întâmple în curând. Bine, fără un CSM funcțional, nou, acest lucru este mai dificil sau imposibil. Acum, judecătorii trebuie lăsați să-și desemneze membrii lor în CSM în mod independent. Și lucrul ăsta este absolut inevitabil. Acum s-a intervenit cu... Păi, dați să facem o verificare inițială la candidații care vor să participe, adică să se instituie un oarecare control din partea guvernului. Eu aș vedea
Eu aș vedea mai degrabă să li se dea posibilitatea judecătorilor la această etapă să-și elaboreze ei singuri niște criterii de integritate. Să-i lăsați pe ei poate să-și adopte aceste criterii la adunarea generală sau, eu nu știu, pe platforma Asociației Judecătorilor, că acum tot și-a dat demisia domnul Clima, în jurul căruia la fel planau mai multe suspiciuni, să fie o platformă pe care ei să-și o dezbată, să-și le aplice singuri. Nu să vină politicul dintr-o parte și să spună că noi o să vă spunem cine e bun de trecut acest filtru și cine nu e bun de trecut acest filtru. Ar fi bine judecătorii să fie lăsați să acționeze liber, pentru că nu vine nimeni deputatului să-i spună ce lege să voteze, sau guvernului, ce hotărâri de guvern, sau cum se execute bugetul național. Dar există foarte mulți judecători care acceptă sugestiile venite din partea politicienilor. S-a întâmplat până acum. Eu nici nu spun că nu, dar avem probleme, nu avem probleme și în Parlament și în guvern. Însă să faci lucrurile astea deschis, să institui... Eu aș vrea să cred că intervenția politică se face cu cele mai bune, cu cele mai bune scopuri. Mi-e frică. Eu cred, apropo, că doamna președinte a statului este bine intenționată. Dar mă tem să nu ne trezim în situația în care drumul spre iad e pietruit cu intenții bune. Având intenții bune, dar uzând căi mai puțin ortodoxe, să nu ajungem într-o situație în care... Nu o să ajungem acolo unde ne-am fi dorit de la bun început. Să discutăm un pic despre mecanismul evaluării. Doar am vrut să care e motivul că nu se convoacă? Nu este sigur guvernarea și doamna Țărnu corect a menționat, nu este sigură de componența care va fi nouă componență Consiliului Supreme al Statului și adunările acestea se mână. Fie că dacă a instituit acest filtru pentru candidați, eu personal sunt pentru ca să fie evaluat și acest candidat. Nu este o problemă. Dar întrebarea, percepția la toți colegii și așa, înseamnă că nu sunt siguri că va fi o componență cu care... O să poată lucra. Exact. Iar componența, bine, temerea sau să zicem speculația care se face și o temere, și ea este absolut întemeiată, nimeni nu-i acuză de lucrul ăsta, dar există o temere absolut întemeiată că guvernul încearcă să se asigure că o să aibă o componență care îi convine sau confortabilă la CSM, astfel încât în momentul evaluării să poată să fie aleși pe sprânceană judecători. Întrebarea doar este... pentru interesul public, cei mai sinceri și corecți judecători, sau pentru propriul lor interes. Și exemplele care ne-au fost date cu acele promovări la Curtea Supremă nu ne face deloc să fim încrezători că... Deci dacă vor aplica metode similare, vor închide ochii la lucruri evidente și vor încerca să ne convingă că alb e negru, negru e alb, eu nu știu câtă credibilitate trebuie să mai avem în tot procesul ăsta de evaluare a judecătorilor care ne-l promit că o să fie cel mai bun. Da, eu am o întrebare aici pentru că în cazul ăsta lucrurile un pic se complică. N-aș vrea să le complicăm pentru ca să fie pe înțelesul tuturor. În cazul în care este creată această structură formată din câți membri care vor evalua? 5. Deci CSM-ul astăzi este instituția care selectează judecătorii. Bine, CSM-ul este organul care desfășoară procedurile de selecție, procedurile de evaluare. Așa. Și în cazul în care acest filtru va fi pus pe seama acestei... Ei sunt responsabili și de promovare și de sancționarea disciplinară, etc. Deci fără CSM-ul deci, inclusiv nu acest filtru posibil. Care va selecta candidații care ar putea să ajungă eventual... în această campanie electorală, să zicem, a adunării judecătorilor. Ei, de fapt, avea o campanie electorală care a fost întreruptă. Eu mă întreb, asta ar însemna că această instituție creată, care va răspunde și de filtru, va prelua un pic din atribuțiile CSM-ului. Vreau să vă zic un singur lucru. Că în dependență de componența, eventuală componență în Consiliul Măsăturii, se va umbla și la lege dacă componența nu-i va aranja pe guvernanță. De ce? Și în cele de urmă se va ajunge că Consiliul Măsăturii se va transforma într-un, știți, într-un un organ așa simbolic pentru sistemul judecătoresc.
Pentru că problema nu e doar în evaluare. CSM-ul este nefuncțional. Dar să închipuiți-vă că în viitor apropiat, fiecare a 7-8 judecători nu va activa, că ei nu sunt numiți până la atingere plafon de vârstă. Abia de la 1 aprilie, cei vor fi, la dânsul nu se vor referi prevederile Constituției, că sunt numiți pe 5. Noi avem colegi care au 7, 8, 9, 12, am ușa să aibă un an de zile de când nu activează și primesc salarii, se prezintă la serviciu, dar nu au drept să exineze dosare pentru că a expirat termenul legal a împuternicirilor. Iar în viitorul apropiat, încă vreo 55 de judecători vor fi, nu vor avea posibilitatea să activeze. Iar odată și iarăși ne convocarea adunării generale și ne alege noi componențe va duce la un blocaj. Acum se află într-un blocaj național CSM-ul, cum a fost în 2019, dar ar putea tot sistemul. Noi de acum simțim povara lipsii unor colegi de-ai noștri, dar închipuiți să 55 de colegi. Volumul de lucru bine, este extraordinar. Un număr total de 450 de judecători, fiecare 55 este, de acum. Nu, fiecare 5 le chiar. Încă și mai. Noi vom ajunge la un colap. Dacă se dorește lucrul ăsta, sau posibil chiar se dorește acest lucru, și în cele din urmă iar să fie aruncată vina pe judecători, că uitați-vă, n-au putut să facă ce e. Deci absolut nimic nu depinde de judecători. Eu nici nu-mi închipui celor care le-a expirat, cine va mai convoca, pentru că adunarea care urma să aibă loc la 3 decembrie, nu-i publicat hotărârea, pentru că îi poate să voteze una, dar să fie în hotărâri scris cu totul altceva. Cine o va convoca? Împuternicirile s-au expirat. Chiar să adunăm noi judecători conform legii și regulamentul de prieși adări generale acel număr necesar de semnături, cum să le prezentăm la un CSM care are atribuții legale de a convoca adunarea generală a judecătorilor? Există, presupun, soluții? Acum, noi am încercat, apropo, să o sunăm pe doamna Olesea Stamatinic Justiției și deocamdată nu avem nicio reacție, nu a răspuns la telefon. Noi am încercat să o invităm la emisiune, dânsa abia astăzi aterizează în Republica Moldova, a venit, da, urma să revină, dar oricum, numărul de telefon este afișat pe ecran, 022-101-121. Poți să vă dau un exemplu de ce percepția și la colegii mei este că se teme de o componență actuală a guvernării și oricare altă guvernare, zicem de actuală, de o anumită componență a CSM-ului. Fiindcă dumneavoastră, uitați-vă, a fost desemnat în comisia aceasta de evaluare, oameni apropiați, iată din partea CSM-ului, rapid, a fost convocat o ședință extraordinară și convocată, desemnat în nouă componență de evaluare a procurorului general, a fost o judecătoare, colega de complet a doamnei membru CSM Nina Cernat, care cândva, în timp cât examinau un caz civil, doamna care a fost desemnată în comisia de evaluare a procurorului general, după 4 ședințe a plecat din acel complet, se adresează judecată, hotărârea prim instanță se casează și doamnei se recunoaște dreptul la spațiu locativ asupra acestui apartament. Închipuiți-vă că se desemnează oameni apropiați, membru CSM și ei sistem de o eventuală. Presupuse. Dar nu presupuse, eu vă spun ce studii de relație dintre ei. Eu pot să vă prezint și hotărârile judecătorilor ăștia, am dosare și ele au putut să fie nimicite, am copii la aceste dosare. Este grav, pentru că asta ar putea să afecteze și un eventual rezultat al evaluării pentru compări regulamentului persoană integră. Alo, bună seara! Doamna Cernat, bună seara, la telefon Dumitru Mișin, sunteți în direct la ora expertizei. Doamna Cernat nu a binevoit să ne dea o replică. Vă rog, continuați. Și zic, există frica aceasta, pentru colegii noștri, știți ce spun, se tem până la aceea, știți, o frică de asta paranoică, că o nouă componență a judecătorului, ținând cont de faptul cum au administrat ei justiția, dar unii dintre actuali membri CSM au participat, au fost membri și foste componențe, dar probabil așa o componență de slabă din punct de vedere profesional, ca actuală componență CSM-ului nu a mai fost niciodată de la adoptarea legii prin Consiliul Suprem al Măsăturii. Din punct de vedere profesional, eu repet și sunt gata și să demonstrez. Asta e opinie răspândită între judecători. Da, răspândită. Zilnic se discută despre lucrurile astea. De ce se discută cu jumate de glas? Vă spun, comunii colegi la curtea de apel, ei sunt într-o stare, știți așa, nici nu ies din birouri.
nici nu, și asta nu e legată doar pur și simplu de situația în care activăm, în condițiile este speciale de pandemie. Și în prima instanță tot așa. Sunt puțini judecători care își permit să vorbească despre ce se întâmplă în sistem. Deci asta este nu numai este și obligațiunea noastră de a ne da cu părere ce se întâmplă, ce de făcut în situația asta. Pentru că doamna Țărnă corect a spus, nu a mai fost asemenea situație, dar eu vă spun că se blochează. E ieșit din comun. Dar eu cred că caracterul ieșit din comun acestei situații dat de faptul că în anul 2019, când adunarea extraordinară a judecătorilor a demis componența CSM și urma în luna octombrie să desemneze noi membri, a existat o situație, după mine, într-un fel fără precedent. Deci nu a fost recunoscut, deși nu este posibil să nu recunoști o hotărâre instanței de judecată. Deci au existat neconformări, contestări, au existat soluții definitive la un moment dat pe care mențineau soluția adunării extraordinare, după care lucrurile s-au inversat. Mi-e foarte straniu cum s-a întâmplat lucrul ăsta, dar în fine, au existat niște situații ieșite din comun atunci, care i-au făcut pe politicieni să înțeleagă că ei pot forța nota în justiție. Și eu cred că odată ce au înțeles că pot să o facă din nou. Și atunci când politicienii pun la dubiu dacă să li se permită judecătorilor să-și desfășoare adunarea generală, eu vă spun, asta e același lucru cum ai interzice alegerile, cum ai interzice desfășurarea alegerilor ordinare, nu știu, la locale, generale, mai interveni și le-ai amâna cu un an, cu doi ani de zile. Asta este echivalent, dacă vreți, cu nu știu dacă putem să folosim cuvântul capturare, dar cu siguranță este un soi de imixtiune care nu este bine. Este clar că politicienii își doresc un control asupra viitoarei componenți CSM. De ce? Pentru că probabil că, eu cred că în opinia lor ei sunt bine intenționați că ar vrea să fie siguri de componența CSM împreună cu care vor desfășura evaluarea extraordinară a judecătorilor. Dar eu nu înțeleg de ce să nu încurajez judecătorii de ce să nu monitorizezi dintr-o parte? Nu, tot nu-i place. Astăzi avem suficient judecători ca să vrea să își reformeze domeniul în care lucrează? Cei mai mulți judecători sunt judecători în prima instanță. În prima instanță sunt destul de mulți judecători tineri. Ca avocat, și vor avea posibilitate să-și desemneze pentru prima dată reprezentanții. Nimeni încă nu știe care este potențialul acestor judecători tineri, numiți având o experiență de până la 5 ani, până la 6-7 ani. Ăștia, în sistem sunt foarte mulți judecători tineri. Ca avocat care merg în instanță, în instanțele de fond, eu pot să vă spun că nivelul de competență a judecătorilor tineri este destul de bun. Șansele, mă spune, multe semne de întrebare la curtea de apel. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine, sunteți expert, fost și vicedirector la CNA, inclusiv pe integritate, cunoașteți multe lucruri. Ce spuneți despre potențiala integritatea celor care vin noi în sistem? Cât de mult aveți putem baza la candidați, lista candidaților? La judecătorii tineri, da, eu cred că sunt destul de multe nume bune acolo. Judecători pe care i-am văzut în procese și care mi-mi inspiră încredere. Sunt cel puțin 4-5 nume pe care le știu. Unii din ei chiar predau aspecte legate de integritate la Institutul Național al Justiției. Doi din ei, dacă nu greșesc, Victoria Sanduță și Ion Chirtoacă. Dacă nu greșesc, ăștia ambii predau etică și aspecte de integritate și eu am predat cu ei împreună. Bine, de altă care parte, sunt bun, de integritate. Eu și Poalea Lungea a fost la CEDO. Adică eu nu vreau să vorbesc acum. Eu doar vă spun că sunt judecători tineri cu... Eu nu am văzut să... Nu știu despre nicio istorie care le-ar păta cumva reputația. Pe vreo 5 din ei am văzut, cred că în procese, și am cea mai bună impresie despre ei ca și judecător. Indiferent dacă am câștigat sau am pierdut acel proces, eu am avut senzația că ședința de judecată este prezidată de un judecător competent. Apropo, nu mai puțin competenți decât sunt la instanțele superioare. De asta eu nu aș crede că nu trebuie să dai o șansă unei adunări generale ordinare
în care marea majoritate sunt judecători, oricum judecătorii de la primele instanțe, o bună parte dintre care sunt judecători tineri. De ce să nu doar o să există să, încă să vedem? Multe bețe în roate și nici măcar adunarea generală ordinară nu se, bine, nu se organizează. Bine, bine. Avem o scurtă pauză, revenim, o să continuăm și acest subiect, dar spuneam că după această pauză o să discutăm și despre salariile judecătorilor, o să ajungem și la judecătorii de la Curtea Constituțională. Stați aproape!
Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în direct la ora expertizei, continuăm să discutăm despre sistemul judecătoresc, nu vorbim doar despre evaluare, dar și despre salarii. O să revenim la evaluarea judecătorilor, dar cumva o să dăm prioritate celui de al doilea subiect. Eu o să... Bine, încerc să vorbesc despre salariile de la Curtea Constituțională care au fost mărite, dar având în vedere că în acest moment, această lege care le dă salarii de 82.000 de lei judecătorilor de la Curtea Constituțională nu a fost promulgată de președinte și a fost întoarsă, o să încep de la salariile ridicate pentru toți demnitari, pentru că acolo câte 1.000 de lei, inclusiv pentru judecători, dar pentru alți demnitari inclusiv, au fost majorate salarii. Acum, ca să nu fac introducerea mare. Am văzut mai multe studii făcute de CRJM cu privire la performanța, numărul cazurilor pe fiecare an din 2016 până în 2019 pe PRMS, toate studiile care au fost făcute. La capitolul performanță pe numărul de dosare gestionate și administrative și civile și penale, stăm mai bine decât media țărilor din Consiliul Europei. Și în 2016 a fost așa, și în ultima evaluare sau ultimul raport, de fapt, era pentru 2018 sau 2019, era cam acolo. Numărul de dosare e cam același. Și pentru cazurile administrative, penale și civile, cam întotdeauna a fost așa, s-a păstrat cam în această proporție an de an. Care este motivul, de fapt, în opinia dumneavoastră, și a dumneavoastră. Pentru ce trebuie acum de mărit salariile la demnitari, inclusiv la judecători și apoi și la Curtea Constituțională? O fi vorba despre ce vorbesc cei din opoziția de astăzi, foștii guvernați de ieri, încearcă să aducă sistemul judecătoresc mai aproape sub ei? Sau e totuși o chestiune pe care s-o credem din declarațiile făcute de guvernare că trebuie să aibă salarii decente pentru că sunt responsabilități mari. Eu personal, exact ca și judecătorii cursului constituționale, o să mă abțin de a face în virtutea obligației de vizier să mă dau cu părere referitor la de ce a devenit necesar chiar acum. Dar este incontestabil că volumul de lucru a judecătorilor la Curtea Constituțională la momentul de față, cu cel care a existat cu ceva timp în urmă, este între cer și pământ. Nu mai vorbesc de calitate, dacă cândva, dacă se luați istoricul cursului constituțional, să vedeți că hotărârile erau, zicem, pe... Da, dar pe jumătate de pagină, o pagină, da, două și acum dar sunt... Dar acum sunt hotărâri destul de motivate, inclusă jurisprudența Curții Europene, sunt niște hotărâri motivate și vă spun din experiență proprie, ca să faci o hotărâre de asta ai nevoie de timp, ai nevoie de studia toată și practica la noi din țară și practica vecinii noștri de România, mai cu seamă, și jurisprudența ce, dar referitor la oportunitate... Deși ați văzut că s-au făcut erori, inclusiv și pe cazul Stoianoglu, dacă vă aduceți aminte de una dintre motivații sau decizii, apărea un alt nume. Era un copy-paste. Asta nu era vorba de judecător, era vorba de procuror care a folosit-o. Da, unica, mă rog, ce vreau să menționez... Vorbim de întreg sistemul judecător și celălalt procuraturii, adică se admit... Unica ce vreau să menționez, eu m-am uitat în comentariile care le fac cetățenii și pe rețelele de socializare, vreau să se cunoască că se vorbește doar de majorarea, s-a vorbit de majorarea salariilor judecătorii curții constituționale. Nu s-a vorbit de majorările care îi privesc judecătorii din sistemul judecătoresc. Deci, din prima instanță, curs de apel sau curte de supremă justiție, se vorbește, s-a vorbit, sau a fost proiectul de lege promovat, doar ce privește judecătorii curții constituționale. Dar se vehiculează... E vorba și de alți demnitari, miniștri, dar numai nu din cadrul sistemului judecătoresc. Nu judecători. Despre salariile crescute cu 100%, deci inclusiv cu baza salarială crescută pentru judecătorii curții constituționale, în opinia dumneavoastră, se justifică? Dacă s-ar face pe un fundal... Adică, bine, noi vorbim totuși despre... De majorarea tuturor, înțeleg, dar în momentul în care se majorează salariile doar la Curtea Constituțională,
Și am tot respectul pentru componența Curții Constituționale. Deci pentru fiecare membru în parte am un respect aparte. Și chiar nu vorbim despre nicio persoană concretă. Vorbim ca și instituții și perioadă în care au existat anterior critici, chiar revenind la aceeași evaluare extraordinară a judecătorilor, și la concursul la Procuratura Generală și alte lucruri care au mai fost introduse și care ulterior au fost constatate, reținute ca fiind neconstituționale. Și la CSM, la fel, au fost multe chestiuni declarate neconstituționale. Au existat critici la Comisia de la Veneția. Eu nu știu acum cu ce o să soldeze ultimele analize ale Comisiei de la Veneția pe noile concepte. Deși, sincer, eu nu am văzut un proiect bine închegat. Conceptul ăsta, mie mi se pare, nu vă supărați, dar parcă am senzația că 5 pagini foarte generale, cu foarte multe întrebări, inclusiv cu aspecte de constituționalitate, dublarea competenților la o groază de instituții când ele deja există, pentru ce să reinstituie încă o dată aceeași instituție pe o perioadă scurtă. Eu nu văd sensul. Eu presupun că o să existe mai multe considerente legate de constituționalitate. În acest moment în care te pregătești să lansezi realizarea principalei promisiuni electorale care a fost, și societatea, să mă înțelegeți corect, pe bune așteaptă o adevărată reformă a sistemului judecătoresc. Însă când metodele sau felul în care se face ridică mari semne de constituționalitate exact în momentul ăsta să se promoveze o dublare a salariilor la judecătorii curții constituționale, este absolut firesc faptul că o să apară speculații despre aceea că băi, da, responsabilitatea mare, credeți-mă. Aici ești o chestie care, oricum, eu încerc să o înțeleg. Nu e responsabilitate mai mică. De multe ori vorbim despre judecătorii care pot să condamne persoana să o priveze pe viață de libertate. Credeți că responsabilitatea morală e mai mică la judecători care trimite după gratii pe viață, oricând îl lipsește de funcție pe om de 15 ani, oricând îi aplică o amendă foarte mare, oricând îi confiscă averea? Credeți că responsabilitatea judecătorilor de rând, morală, este cu mult mai mică decât responsabilitatea judecătorilor curții constituționale? Pentru clasa politică poate e mai important, pentru că deciziile, cum a ajuns celebră fraza domnului Tănase, deciziile, soluțiile curții constituționale sunt juridico-politice. Normal că interesul politic e foarte mare pentru ceea ce face curtea constituțională. Dar la nivel de importanță socială, la nivel de responsabilitate morală, eu n-aș spune că ceea ce fac judecătorii de rând nu ar merita concomitent o mărire, poate nu 100%, dar așa ca să nu avem o impresie că efectiv se încearcă o loializare a curții constituționale. Și deocamdată curtea constituțională în principiu nu ne-a dat temei să ne îndoim de competențele sale. Orice decizie se speculează. Dar credeți-mă, de acum încolo orice decizie e favorabilă, hai să spunem, în cazul în care se operează această mărire, o să se lasă cu multe comentarii de genul, păi normal așa un salariu, păi normal, da, dar chiar credeți că au putut să hotărască altfel dacă le-au dublat salariul? Și îmi pare rău, noi am văzut foarte multe critici din cauza asta, că există o mare discrepanță, dar nu că e mare, este enormă discrepanța dintre salariile pe care le primesc unii bugetari și ajungem până la... Și noi aici nu e vorba doar despre judecătorii curții constituționale. La CNPF scriau cei de la Watchdog, există salarii de 5.000 de euro. Credeți 5.000 că... de euro. Există salarii și la bine, și dar la există dar salarii mai mari. Dar profesorii care formează viitorul acestei țări, dar medicii care țin sănătatea în mâna populației. Este adevărat. Atunci, dacă e să vorbim despre proporționalitatea responsabilităților pentru anumite funcții, de ce nu se ia în calcul atunci și o creștere a salariilor pentru profesori, medici, etc. Judecători la Curtea Constituțională sunt doar 5, iar medici, profesori, știți cât sunt pe țară? 10.400 în sistemul judecătoresc sau da, profesori cu... Bine, judecători în tot sistemul sunt 450, dar medici și profesori, educatori la grădiniță, credeți-mă, 10.000, sunt foarte mulți. Am o curiozitate, că am început să... O secundă, te doresc să observați că sunt foarte mulți politicieni care au deschis, categoric au fost la majorarea acestor salarii. Unii mai rezervați au făcut declarații în legătură cu aceste majorări de salarii.
Dar uitați-vă că nici unii din acei care critică cu atâta vehemență, de atât sunt și de grabă. Eu am mai pus această întrebare pentru că astăzi avem o altă guvernare care a promis vremuri mai bune, dar să nu uităm că nimic nu este veșnic și atunci, dacă e să facem un exercițiu, dacă se întâmpla să fie avut această propunere 2 ani în urmă, sau dacă nu ar fi fost această guvernare și era o altă guvernare, pe care, de exemplu, ați fi numit-o odioasă, atunci o inițiativă similară, cum ar fi fost primită de dumneavoastră? Bine, atunci s-ar fi spus că... Eu personal, ca și doamnă, sunt pentru majorări salarii la toți funcționarii. Doamne ferește, nu zic că nu merită acești salarii, acești judecători a Curții Constituționale. Eu vă asigur că îi merită. Îi merită poate și 100.000, nu 80.000. Dar la fel merită și judecătorii din sistem, și procurorii din sistem, și polițiștii. Ne mai vorbim de medici și profesori care, nu știu de ce, sunt cercetătorii, dacă vreți, acestei societăți, când de fapt țin sănătatea și viitorul acestei societăți în mâini. Închipuiți-vă dumneavoastră că dacă înainte de majorările acestea... Prin comparație, lucrurile par inechitabile. Privite izolat, nu putem spune că judecătorii Curții Constituționale nu merită salariile, dar ei merită. Merităm mai mult pentru că trăim într-un stat în care avem un salariu mediu mizer și ne plângem de factura la gaz. Dar până în România, bine, nu putem să ne cumpărăm acum. Au 6.000 de euro judecătorii Curții Constituționale de acolo. Dar unde este România și unde este Republica Moldova, astăzi pentru judecătorile li se promite 4.000 de euro. Și procurorilor de rând din sistem, care e diferența între salariul la Curtea Constituțională și la judecătorii mai de rând? Mai avem foarte puțin problema, timp la dispoziție. Problema de ce s-a iscat în societate, iarăși, știți, a devenit de acum tradiție de a nu discuta, de a nu pune la dezbatere publice niște proiecte de legi care se știa că așa vor fi primite de către societate. Dacă se făceau și guvernarea avea să vadă dacă care este... Dacă s-a respectat transparența decizională, pe care tot ei... De fapt, i-au pus într-o situație neplăcută, proastă de tot pe judecătorii Curții Constituționale. Dar, apropo, pe de altă parte, poate fi această majorare a salariilor un factor de imunitate anticorupție pentru judecătorii Curții Constituționale? Eu mă tem să nu fie privit ca un factor de corupere a judecătorilor. Eu vreau să spun că și judecătorii Curții Constituționale... La moment e perceput din... mai degrabă, nu ca o barieră împotriva corupției, ci ca o... Și judecătorii de Curții Constituționale, judecătorii din sistemul judecătoresc. Și sunt alte categorii, în primul rând, la investirea în funcție, dau jurământul. Și poartă răspunderi pentru la jurământ. Persoana, dacă este integră, el să fie integră și cu un salariu mai mare și cu un salariu mai mic. Da. Acest proiect de lege a fost întors. Credeți că va rămâne sau va fi modificat drastic? După... Eu cred că se va lua avizul pozitiv de la guvern după ce s-au organizat dezbateri publice. Și atunci... Domnul judecător are foarte mare dreptate. Sunt multe inițiative care poate ar fi primite mult mai deschis și cu mai puțină reticență de societate. Și chiar din, nu știu, acești judecători cu privire la evaluare extraordinară sau societatea civilă cu privire la multe alte lucruri. Dacă s-ar dezbate pe bune, și straniu că în actuala guvernare sunt foarte mulți foști activiști din societatea civilă care cândva criticau foarte dur dacă erau mai puține consultări, ori dacă acum nu se fac consultări deloc. Noi ne trezim că proiectele, că legile se votează în Parlament fără niciun fel de anunț prealabil. Ori lucrurile astea nu sunt normale. Iar transparența... Eu nu știu cum, uzând că e netransparent, o să ajungem la un rezultat bun. Ei încearcă să evite critica, ei doar atrag mai mult critică. Și eu cred că ăsta e exercițiul cel mai important la care trebuie să se revină. Să revină la principii elementare ale democrației. Dezbateri s-au făcut modificările care au sunat la lege prin la procuratură. Generează dezbateri negative post-factum, decât dacă le făceau exact. O să mai revenim la acest subiect. Din cât la dezbateri, uitați-vă care e opinia Comisiei de la Veneția. Scurt, dacă... Dezbateri au existat, zic, și cu proiectele care au fost bulversate, societatea cu evaluarea procurorului general, cu modificarea legii la procuratură, au existat, personal am participat la aceste dezbateri în luna august, dar opinia Comisiei de la Veneția
Ești foarte dur referitor la aceste modificări care au fost introduse. O să mai revenim la aceste subiecte. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Ora următoare, alte subiecte. Discutăm despre așa zisele alegeri din regiunea transnistreană, dar și despre parteneriatul estic care se apropie. Stați aproape!
pe 12 decembrie, dar și despre parteneriatul estic care bate la ușă. În această seară o să încercăm să le combinăm pe aceste două. Haideți întâi de toate să urmărim un reportaj realizat de colegii mei de la știri, după care revenim cu invitații și cu discuțiile. La scurt timp după ce Vadim Krasnoselski a fost declarat învingător la pretinsele alegeri de duminică, fostul președinte Igor Dodon s-a grăbit să-l felicite pe șeful separatiștilor transnistreni din toată inima, numindu-l liderul Transnistriei. Adresez felicitări liderului Transnistriei Vadim Krasnoselski cu ocazia realegerii în funcție. Procesul de reglementare transnistreană este un subiect prioritar de importanță națională de care depinde viitorul statalității moldovenești și noi nu avem pe malul stânga Nistrului alți parteneri de negocieri în afară de conducerea de facto a regiunii. Doresc din toată inima populației Transnistriei pace și bunăstare, iar lui Vadim Krasnoselski o administrare cu succes a regiunii în această perioadă dificilă. A scris Dodon pe pagina sa de Facebook. Amintim că în martie 2017, fiind președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon a declarat că Moldova ar trebui să-și ceară scuze de la Transnistria pentru războiul din 1992. Iar în cadrul unei întâlniri din februarie 2017 cu șeful grupării separatiste Vadim Krasnoselski, Dodon a depus flori la monumentul de la Bender al cazacilor mercenari construit în locul unui fost cimitir românesc. Exercițiul electoral din regiunea transnistreană a fost declarat ilegal de autoritățile constituționale de la Chișinău, care au cerut partenerilor internaționali să se abțină de la declarații, mediatizări, desemnare de observatori electorali sau alte acțiuni și contacte cu exponenții regimului secesionist pentru a exclude orice legitimizare a așa numitelor alegeri. În pofida acestor avertismente ale Chișinăului, Federația Rusă a trimis în stânga Nistrului o întreagă delegație formată din deputați ai Dume de Stat și politologi ruși. La Tiraspol au venit și așa numiți observatori din Nagorno-Karabakh și din regiunile separatiste ale Georgiei. Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat că nu recunoaște legitimitatea așa numitelor alegeri din regiunea transnistreană. Anunțul a fost făcut într-un comunicat de presă. Ministerul Afacerilor Externe reiterează și cu această ocazie faptul că România susține o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean, în conformitate cu dreptul internațional, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional și fără afectarea viitorului său european. Primele așa zise alegeri prezidențiale în regiunea transnistreană au avut loc pe 1 decembrie 1991, procesul care a declanșat ruptura politică între cele două maluri ale Nistrului și ulterior sângerusul război moldorus din 1992. În această a doua oră i-am invitat pe următorii invitați, cum v-a spune așa, doamna Vitalia Pavlicenko, politician, domnul Vladimir Bolea, deputat PAS și Valeriu Ostalep, fost viceministru de externe. Bună seara și bine ați venit la ora expertizei. Ați văzut și reportajul realizat de colegii mei de la știri. În fine, nu aș vrea să discutăm propriu-zis despre o zi a pseudo-alegerilor din regiunea de Est. Aș vrea să discutăm despre ce putem face în această etapă sau noua guvernare, una la mână, pentru ca să, nu știu, să mai contracarăm din această influență a Federației Ruse în Republica Moldova. Pe de altă parte, aș vrea să discutăm despre codul penal și despre recidiva pe care o are Igor Dodon, felicitându-l pe Krasnoselski. Am mai făcut-o și data trecută, în 2016, dacă îmi aduc aminte bine, l-a felicitat și atunci. Domnul Bolea, poate ați dorit să începeți dumneavoastră, că atunci când am menționat codul penal, ați rămas un pic surprins. Da, exact. Nu. Deci acum Igor Dodon l-a felicitat din calitate de cetățean a Republicii Moldova și atât. Mai mult nu are nicio calitate. În ceea ce privește alegerile de stânga Nistrului, poziția Partidului PAS este una evident clară și a Ministerului de Externe și Integrări Europene la fel, este la fel de clară. Aceste alegeri sunt neconstituționale și de aia când m-ați invitat la emisiune și a spus că vorbim, am spus că nu știu care este obiectul discuției, pentru că nu avem despre ce vorbi. Sunt absolut neconstituționale, nerecunoscute în plan internațional. Ministerul... Dar este clar, domnul Bolea, și da, altceva, pe lângă faptul că este cetățean Igor Dodon, el este și fostul președinte al Republicii Moldova, unul la mână, și, și în decembrie, în 2016,
același lucru. Nu putem vorbi doar despre mesajul lui din, în calitate de cetățean al Republicii Moldova. Astăzi este și șef al unei asociații de la Baia Moldova. De afaceri. Dar a avut și funcție de demnitate publică, cea mai înaltă funcție în stat. Și nu este prima oară când face declarații care sunt pe muchie cu suveranitatea Republicii Moldova și cu constituționalitatea, cu Constituția Republicii Moldova. Întrebarea e dacă cineva ceva face în general în acest sens. La acest capitol știu sigur că colegul meu, deputatul domnul Oazu Nantoie, are o adresare la Procuratura Generală, anum pentru evenimentele care au avut loc. Evident că în ceea ce privește evenimentul de astăzi în care este implicat domnul Dodon, trebuie dat o apreciere dacă el ca și cetățean poate fi condamnat sau necondamnat pentru acțiunile unui cetățean. Dar pentru acțiunile care le-a avut el și mai ține minte de foarte puțină glorie atunci când el, fiind într-o funcție publică, l-a numit pe acest conducător autoproclamat calitatea lui de președinte, atunci a fost foarte urât și extrem de deplasată adresarea către acest individ. Lucrul ăsta a fost condamnat atunci de structurile internaționale ajutate partidele politice din Republica Moldova. Se întâmplă în iulie 2020. Da, exact. Și noi sperăm foarte mult că în procesul de evoluare care se va începe probabil a procurorilor noștri și va aduce la suprafață niște procurori cu demnitate și credibilitate să înceapă nu numai acest dosar, dar și multe altele investigarea lor ca să avem o poziție oficială. Că atunci noi înțeleg că acum noi vorbim despre înaltă trădare a interesului național al Republicii Moldova, că atunci apare interesul altfel din partea procurorilor când el este corect, cinstit, onest și în activitatea sa profesională se ghidează numai de Constituția Republicii Moldova, Codul Penal, Codul Civil și alte acte legislative din Republica Moldova. Domnul Politicencu, în opinia dumneavoastră, această influență care se repetă odată la 4, acum 5 ani, când în regiunea transnistreană îi fac acest joc pseudo-electoral, odată la 5 ani acum. Nu știu, în opinia dumneavoastră este suficientă critic sau presiune din partea guvernelor, guvernului actual, pentru rezolvarea într-un fel sau altul acestei, nu știu cum să-i zic, nu vreau să-i zic iarăși exercițiu sau ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Adică, până la urmă, cineva oricum va trebui într-o zi să-și asume responsabilitatea. O să discutăm imediat, că o să vreau să vă întreb, domnul Ostalep, dacă de la aeroportul internațional Chișinău se putea deja ceva de făcut, în afară de acei câțiva care au fost întorși înapoi. Dar un pic mai târziu. Doamna Paulicea. Domnul Mișu, în primul rând vreau să spun de ce vorbesc în problema transnistreană. Fiind deputat în Parlament, a fost membru al Comisiei pentru discuții și dialog dintre Parlamentul de la Chișinău și așa zisul legislativ de la Tiraspol. În această calitate am fost de mai multe ori, am discutat, am văzut care e situația, am fost și amenințată de regretatul Mișin. Îmi pare rău, da, coincid numele de familie, că dacă mai mă duc o dată acolo chiar oficial cu niște vizitatori, o delegație oficială venită din Rusia, nu nimeni nu răspunde pentru integritatea mea fizică. Nu se știe dacă mă întorc, am cunoscut și aceste lucruri și mașina mi-a fost oprită. Cunosc această problemă. Și am fost 5 ani la adunarea parlamentară NATO, unde la toate sesiunile am vorbit despre problema transnistreană, și am avut sprijinul întotdeauna al deputaților, al parlamentarilor, în special americani și români, și salut foarte din toată inima această reacție promptă a Ministerului Afacerilor Externe al României. Și în 98, în noiembrie, în rezoluția privind relațiile dintre NATO și Rusia, cu ajutorul americanilor și românilor, am adoptat o rezoluție, niște prevederi istorice, unde se spune că Rusia trebuie să-și retragă necondiționat și imediat trupele rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Federația Rusă exact asta a făcut. Da. Ei n-au făcut, mereu întrebam ce face NATO în privința aplicării acestei prevederi și acestei rezoluții, care a fost cu două zile înainte de summitul OSCE de la Istanbul, acel summit istoric, unde s-a decis
atitudinea față de această problemă. Și a rămas în istorie. Da, a rămas în istorie. Deci acum, răspunzând direct la întrebarea dumneavoastră, vedeți, dacă ne uităm atent, ce fel de guvernări am avut noi cam din 92 încoace? Am avut guvernări de stânga, dar cel mai dureros este că și cele care au fost de dreapta, până la urmă tot de stânga au fost. Pe timpul aieurilor după 2009, când au fost foarte multe speranțe că ceva se va mișca și legat de formatul 2+5 și legat de eventuala revenire a României în acest format de negocieri, totuși din informații, ca zic așa, pe surse, știm foarte sigur cum s-au pliat și cei din aieuri pe cerințele și viziunile Rusiei legat de diferendul transnistrean, de fapt dorind ca să fie conservat așa, pentru că așa e bine, și așa e bine pentru ei. În acest sens, acum, dacă noi avem o guvernare aproape majoritară, am vedere doar nu are o majoritate constituțională, sigur că problema și așteptările celor care s-au săturat de ocupația rusească se pune altfel. Există curaj, voință, ca să schimbi ceva, ca să fie într-adevăr obținut acest sprijin din partea partenerilor europeni de dezvoltare, occidentali americani, ca să se miște carul din loc. Aici iarăși intervin diferite nuanțe, pentru că vorbisem despre asta și în Bundestagul german, când ne-am întâlnit cu liberalii germani, și iarăși au recunoscut și ei și alții că toate relațiile pe care le au cu Rusia impun sau îi forțează ca să aibă o atitudine prudentă, o atitudine precaută în relațiile cu Rusia, mai ales cu toate problemele de livrări, de combustibil. Și ce avem la ordinea zilei, o atitudine prudentă de la toate guvernele sau chiar docilă la guvernele anterioare și o atitudine tupeistă din exact, de la pentru că atât, ce au fost aceste legi? Acesta a fost o demonstrație. Haideți să facem totuși imediat un dialog. O demonstrație de forță, că nimic nu se poate schimba. Și mai vreau să spun o propoziție, că m-au rugat colegii, parcă știind că azi voi fi invitat aici. Iată, îmi spun oamenii care au pământuri așa la părâta, zic, domnule, cum se poate și ce se întâmplă că pe podul acela stau, așa zis și ăștia care sunt cu trupele de pacificare, care de fapt arată clar că e ocupat teritoriul, pentru că zici podul acela, la un moment dat, nu știi în ce circunstanță, este pregătit să fie aruncat în aer și atunci se rupe toată legătura asta și acolo pot să vină să fac tot ce vor rușii. De aceea, problema este globală, pentru noi, fundamentală. Și dacă această guvernare nu va avea voința necesară, peste 4 ani, poate peste mai mult, noi vom rămâne tot așa veștezindu-ne și mucigăind, dar asta înseamnă că nu se dezvoltă economia, nu avem scut de securitate colectivă, cum ar fi NATO, nu avem investiții în economie, stăm cu statutul de cerșător și pomanagiu al Europei și, de fapt, noi degradăm grav. Domnule Ostalep, Federația Rusă a fost, sau bine, de la Ministerul de Externe de la noi, s-a făcut această solicitare pentru ca să nu trimită delegații, să nu una alta. Până la urmă au trimis o delegație destul de mărișoară de deputați din Duma de Stat la Tiraspol. În această situație, sau având în vedere că de la Moscova nu prea își doresc o relație, cum spunea la începutul guvernării PAS, o relație pragmatică, așa era atunci discuția. Era vorba despre relație pragmatică pe care și-o dorește și Moscova cu Chișinău. Cum vedeți dumneavoastră acest pragmatism? Eu, în primul rând, îmi doresc o claritate cum vede Chișinău în general problema asta și eu pun cu litere mare. Eu nu mă refer la actuala guvernare. Dumneavoastră, dacă îmi spuneți că în ultima dată s-a discutat problema transnistreană în Parlament, eu azi vă fiu recunoscător. Dar cred că n-ați să-mi spuneți. Pentru că n-aveți de unde știți. Nu știu dacă v-ați născut atunci. Tare, tare de mult. Ultima dată a fost o lege adoptată în 2005, referitor la subiectul problemei transnistrene. M-a născut atunci, era. Mulți înainte vă doresc. Noi spunem și oricare guvernare care vine, și eu înțeleg pe ăștia care vin, oricine, îi spun, problema transnistreană este o prioritate actualei guvernări. De oricine n-ar veni. Dar sunt 3 lucruri. În primul rând, își lipsește curajul oricărui politician, pentru că asta e o problemă foarte mare, acolo e nivelizai obiot. Asta e o problemă extraordinar de mare, care nu pot soluționa minți serioase, nu din Republica Moldova, care au încercat pe parcursul multor ani.
În rândul doi, nu este interes politic foarte mare și iarăși eu înțeleg pe politicieni. Ei vin pe perioadă scurtă, ei trebuie să livreze acolo pensii, salarii și tot așa, când în problema transnistreană, majoritatea politicienilor care vin nu au expertiză. Și asta e tot ceva normal, pentru că eu ajung la punctul 3. Noi nu avem experți în astfel de probleme. Noi avem acolo un aparat a reintegrării, care nu știu dumneavoastră dacă știți ce înseamnă și cât să iei acolo. Cred că nu știți, cum nu știm nici noi toți. Eu știu, dar nu contează asta. Fix așa cum în 2003, de când eu mă țin minte, s-a făcut la Ministerul de Externe Direcția Integrării Europeană, și erau 30 de oameni acolo, au trecut 17 ani și tot 30 acolo. Și noi, adică la noi, integrarea europeană e prioritate. Fix asta e cu aparatul ăsta reintegrării. Câți oameni din așa numitul aparat sau minister nu contează reintegrării, că el a fost bașa, noi vedem la televiziune. Zero, în general. Câteodată apare conducătorul, dar e tot. Ce ar fi adus acest trebuie lucru? De văzut. Care ar fi fost plusurile? Bine, vorbim neapărat despre mediatizare, la emisiuni, dar ca nu și numai acțiune. Că dumneavoastră ți-a zicat, dar noi doar vorbim de ani de zile, de zeci de ani. Noi nu vedem experți, de anumit, eu știu, un șef de secție, numai cât un conducător de direcție, care sistematic să abordeze problemele, pentru că altfel ele poartă așa un caracter. Și eu n-am pretenții nici la ziariști, nici la specialiști pe care îi invitați, dar e un caracter sporadic. Ele sunt 3-4 evenimente pe an, care se întâmplă tradițional acolo. Nimic bun, sigur, că ne amintim de așa subiecte. Și vin 2-3 fraieri al de mine, spun aici vă două cuvinte și cu asta se încheie, de fapt, subiectul ăsta. Pe când ce eu încerc să spun, e vorba de o abordare sistemică și atunci și ni neapărat cel reintegrare. Noi pentru ce plătim oamenii și ei. Sunt 10 ani au lucrat, au pus o foaie de pe una pe o masă pe alta, s-au schimbat. Deci noi, ce încerc să vă spun, noi nu avem specialiști, ei nu sunt. Noi avem 2-3 persoane care înțeleg și noi, apropo, e tot pe cercă, dacă observați, cum era domnul Șova, Culminski, domnul Flienchea, eu cum știu de 10-15 ani figurile astea, altele n-apar. Dar dacă noi ne apucăm să discutăm și la noi în Comisia Unificată de Control, acolo în general tu și svet, aceleași persoane din 1992, dar noi suntem în 2022. Și ei și de o parte, și de alta. Deci, eu nu vreau să monopolizez timpul, îți primește că eu nu știu cum n-am răspuns la întrebarea dumneavoastră, dar până ajunge la Moscova, să ajungem, mai cât eu să mă expun la asta, dar eu întotdeauna încep de la mine. De problemele eu le văd în primul rând de la Chișinău, că noi să formulăm ce vrem. Și pe și politician, și asta nu e provocare. Asta eu nu am nicio pretenție la actuală guvernare, cum și la precedență și tot aceeași, dar e doar sistem și n-au și spune. Care e viziunea Chișinăului? Ce vrem noi? Atunci, eu să înțeleg în felul următor. Dacă ați punctat curajul este ceea ce ne lipsește. Voința. Bun, da. Și curajul, da, că am auzit, da, și... Exact, păi, e adevărat. Adevărat. Să vrem să ai curaj. În raport, da, cu problema mare care este regiunea transnistreană și așa, atunci când e vorba despre fostul președinte care își permite să facă declarații care sedătoare, sunt împotriva intereselor naționale a Republicii Moldova. Atunci aici deja curajul, aici trebuie curaj mai mic. Dodon într-un knockout politic și el pur și simplu nu-și dă seama și vorbește. Și acum și o leacă mai de mult. Dar e ca concret la etapa actuală, eu și înainte spuneam la dumneavoastră emisiune că el nu înțelege, spune și face, când era președinte. Dar acum, după ce el e într-o stare, eu intenționat folosesc, el e în knockout politic, el nu se poate regăsi. Lui numără 10, 9, 8 și el nu se poate. El doar caută, el aleargă, ba el e președinte, ba iară nu e președinte, el ba și inventează. Tot ce face declarațiile lui, eu înțeleg aspectul la care vă referiți și sigur că el merită atenție, dar el Dodon ca tare nu mai contează. El am încearcă să se regăsească. De asta el face declarații de patajne, că noi cumva măcar ceva să luăm în vedere pe dânsul. În realitate asta e sensul. Ce a făcut el. Dar pe mine mai mult, într-adevăr, mă deranjează, eu nu iau asta în considerație, că noi conceptual ca stat, eu nu înțeleg care e structura, unitățile, universitățile, puterea care generează specialiști într-o problemă care nu o să dispară nici în 5 ani și nici în 10. Și noi putem să dedicăm multe emisiuni, de exemplu, să spunem, și eu să mă refer acuși, și la relațiile cu Federația Rusă, și la asistență și tot așa, dar de la asta problema nu schimbă până și noi nu o să avem curajul să generăm niște idei cel puțin. Că astăzi eu liber pe oricine îl iau unde râde și îl întreb, mă pun de altă parte, dar ce propuneți voi? Chișinău și propune, de fapt? În baza la care legi? Care e conceptul? Aici, nimeni nu trebuie să spune. Ce spune domnul Stalev? El, de fapt, sublinează ideea.
că în Republica Moldova nu este voință, curaj, nu sunt experți, dar haideți să recunoaștem, într-adevăr, Republica Moldova nu are puterea nici politică, nici strategică, ca să poată să înfrunte și să rezolve această problemă. Dar asta e una și șeieș. Da, păi e tot acolo, adică asta e o explicație. Deci, în acest sens am spus că, având în vedere partenerii de dezvoltare, având în vedere România, vedeți că România a făcut declarații, sigur că aici trebuie să-ți faci adepți pentru a, împreună cu ei, să te ajute să elaborezi o politică, niște politici, niște viziuni, un program, dar în același timp trebuie să fie toate acestea, să fie reale și realiste, am vedere să le poți aplica. Și ca să le poți aplica, trebuie să vezi cu cine le poți aplica. Pentru că dialogul nu este între Chișinău și Moscova. Dialogul este între Est și Vest. Eu adică, cred practic, că ar trebui să trebuie punem, să ai parteneri ca să poată discuta și altfel cu întrebările, Moscova. Pentru că așa nu o să fie interesant și o să riscăm, cum spune domnul Stalin. Nu, dar asta e problema pe care îi punem degetul. Noi nu putem singuri să rezolvăm această problemă, domnul Miș. Acum, vorbind, avem o guvernare nouă, probabil că domnul Bolyar putea să ne răspundă. Noi am văzut o poză la Ambasada Federației Ruse, unde exponenții ai PSRM împreună cu vizitatorii din Federația Rusă care au mers la alegeri, au ajuns așa. Întrebarea mea e, există temei pentru ca ambasadorul Federației Ruse să fie chemat la Ministerul de Externe? Motivul este clar. Ambasada Federației Ruse aici este portavocea Moscovei care spune, e în declarația asta, spun că ei susțin și ei suveranitatea Republicii Moldova și așa mai departe. Asta la Chișinău în acea poză nu s-a văzut, pentru că noi vedem oameni care au participat și au venit în stânga Nistru. Deci în poză erau deputați din Parlamentul Republicii Moldova și din Duma din Federația Rusă și ambasadorul. Temei există, dar chemat, nu, dar nu, dați să vedem în felul următor. Atunci când vorbim despre conflictul din stânga Nistru și despre tot ce se întâmplă în Republica Moldova sau tot ce s-a întâmplat ultimii 30 de ani, evident că există voință politică și curaj politic există. Dar curajul nu înseamnă să te apuci să dai cu capul de pereți. Curajul înseamnă voință politică, atunci când vorbim despre partid politic. Dar nu spune nimeni să dăm capul. Eu nu spun că dumneavoastră a spus asta. Vorbim despre poziții înțelepte. Ce înseamnă înțelept? Înțelept înseamnă să ai parteneri și să pui problema așa că se poate fi rezolvată. Da, dați-mi voie să-mi continuă. Deci problema este în interiorul Republicii Moldova. Și problema din stânga Nistrului este o problemă regională, ca să nu spunem că nu e globală, dar este a Uniunii Europene, internațională. Și anume prin prisma acestor trei poziționări, locală, a noastră internă, în Republica Moldova, vorbim despre un act de separatism, a unei regiuni din Republica Moldova care nu se supune puterilor constituționale și fac diferit odată la 4 ani, acum odată la 5 ani, fac niște exerciții, mimează o democrație internă acolo și fac nu știu ce exerciții, după care numesc niște oameni în calitatea lor de nu știu care președinți, nu știu care deputați, nu mai știu ce. Exact. După care noi vorbim despre securitatea Republicii Moldova, anume prin prisma acestor alegeri care au loc și modul în care noi ne apărăm Republica noastră și integritatea noastră teritorială. Acum este, cred că, pentru prima dată, pentru că doamnul Pavlicencu vorbea foarte corect, că au fost AIE1, AIE2, AIE3, care în realitate nu prea au fost interesați în implicarea și rezolvarea acestei probleme, nici măcar să se înceapă să discute. Și are și domnul Stalin dreptate, că de fiecare dată, fiecare guvernare, când vine primul lucru, ce spune? Spune că este problema numărul 1, prioritatea noastră, integritatea națională, s-a oprit camera de filmat, s-au închis camerele, s-au stins luminile și din acea secundă, dacă îl întrebi despre ce a vorbit, nici nu ține minte măcar cu subiect și predicat despre ce s-a vorbit. Acum, noi am ridicat ceea ce a fost votat în 2005. Dumneavoastră ați fost unicul deputat care nu ați votat. Care a votat împotriva. Atunci au votat 100, da, 100 deputați au votat și numai doamna Pavlicencu, din calitatea sa deputat, nu a votat acea lege pentru statut special. Dar nu mă parantez, domnul Bolyar, dar știți ce am votat? Pentru că s-a negociat între fracțiuni. Era și domnul Filat și toate fracțiunile cele care am atunci. Am discutat, am stabilit un proiect de lege. A doua zi când vine în Parlament, vine un cu totul alt proiect de lege. Deci am fost folosiți și manipulați. Nu a fost corect. Deci asta a fost prima și ultima dată când s-a votat ceva la nivel de Parlamentul Republicii Moldova, legat de stânga Nistrului, și a reieșit un document. Un document care a fost votat de 100 deputați, adică a fost un larg consens între fracțiuni, ca să-i dăm un statut oarecare. Evident
luând în considerație că pentru acel statut nu a avut loc niciun fel de negocieri și discuții cu stânga Nistrului, a rămas să fie un document, în final, care nu și-a făcut efectul sale juridice din prima zi. Exact, așa numitul mort născut, dacă folosim această metaforă. Mort născut și caduc, practic, exact. Deja. Acum, noi, când vorbim despre dezvoltarea acestor relații, evident că trebuie să înțelegem că fără dialogare și guvernarea PAS nu vede altă modalitate decât prin dialogare și consens larg național, dezvoltarea relațiilor în sine, cu stânga Nistrului, ca să vorbim despre un statut a acestei regiuni. Cât va fi autonomie, cât va fi, noi nu știm ce va fi acolo și în câți ani va fi tot, nu putem să cunoaștem, nu putem să știm. Pentru că, în final, înțelegeți, eu sunt deputat la al doilea mandat și în 2020, la alegeri, mergeam în stânga Nistrului și veneam cum vin cetățenii să voteze. Eu vreau să spun că poate în Moldova sunt 84% români care votează și restul sunt alte minorități. În stânga Nistrului poate 65% sunt etnici români și restul sunt alte minorități. Dar nu, procentual diferă un pic, numai tipurile de cetățeni ca și etnii. Dar în restul nu vedeam nicio diferență între cetățenii cei care veneau la secțiile de vot și cetățenii din partea noastră. Eu mergeam în stânga Nistrului, treceam prutul Nistru și stăteam în partea aia la secțiile de vot. De fiecare... Dar o parte acolo erau foarte aduși. Nu, erau toți aduși, doamnă Pavlicencu. Da. Erau toți aduși. Eu vă spun despre ca și oameni, absolut. Dar, să nu spunem dacă e să revenim la avertismentele... De la avertismente. Și despre asta vorbim. Adică, de principiu, acum, pe platformă parlamentară, s-a creat o nouă grupă neformală din deputați din toate fracțiunile, care vom începe anume să demonstrăm la nivel de Parlamentul Republicii Moldova că suntem organ al statului abilitat cu astfel de împuterniciri, să începem pe interior, în Republica Moldova, analiza și căutarea de soluții pentru rezolvarea acestei... Aici vreau să spun un lucru. Îți țin minte, în toți anii ăștia, discuțiile care au fost legate de referendul transnistrean, că veneau, ca zic așa, lideri de opinii din Rusia, că au fost și declarații ale ministrului Lavrov, ele spuneau cam așa. Adică, ei coroborau dorința noastră de a ne integra în Uniunea Europeană cu problema transnistreană. Adică, dacă voi vreți să aveți relații bune cu noi, dacă voi vreți să rezolvăm problema transnistreană, adică în sensul de reîntregirea teritorială, cum se spune, pentru noi reîntregirea înseamnă cu România, pentru unioniști, deci trebuie să renunțați la obiectivul de integrare europeană. Și la obiectivul, nu mai spun, de integrare în structurile atlantice. În acest sens, țin minte că în Parlament era așa o perioadă când, dacă vă amintiți, niște evenimente tot geostrategice, geopolitice și în Georgia și am spus mereu că noi ar trebui de fapt să ne corelăm atitudinile cu Georgia și cu Ucraina, pentru că și acolo erau tendințe și spre NATO și spre Uniunea Europeană și în relațiile cu Rusia să fie, și chiar țin minte că a fost doamna Brugianadze aici într-o delegație și spunea că atunci când eram și noi parcă într-un fel importanță în Parlament, când era guvernul Sturza, și spunea, păi de ce nu luați în vedere propunerea doamnei Pavlicencu, care spune că noi trebuie să ne sincronizăm relațiile. Pentru că uitați-vă, balticii s-au dus, au ajuns acolo, georgenii cu ucrainenii, cu problemele lor, și noi am rămas aici tot într-o situație foarte grea. Deci acestea trei foste republici, practic, nu pot prea bine să se miște din cauza relațiilor cu Rusia. Și în sensul ăsta, dacă noi ajungem tot la lipsa curajului și la lipsa voinței. Și pentru asta e nevoie de curaj. Dar eu vreau să continuăm discuțiile pe... Iată, eu vreau să-l întreb, domnul Bolece, declarațiile astea câteodată scandaloase ale domnului ministru Nicu Popescu, dumneavoastră cum le apreciați? Pentru că în privința acolo, că dacă spunem noi că era război civil sau... Păi sigur că îi atacă și îi lovește foarte mult pe combatanții, pe veterani de război care au luptat acolo, care și-au riscat viața și care acum spun și cum noi am apărat integritatea teritoriului Pământul Românesc, ei sunt unioniști, și când nouă ne spune că a fost război civil, adică noi, într-un fel, am fost criminali și am luptat împotriva... Eu nu vreau să discut acum la declarațiile pe care noi le-au... Declarațiile sunt la actualii guvernări, domnul... Doamna Pavlicencu, n-am nimic împotrivă, doar subiectul este... Dar eu am împotrivă la așa declarații. Este sub... Nicu Popescu a și vorbit despre acest lucru ulterior, după ce a revenit și a dat o... Nu, păi da, dar după asta au mai dezvoltat... O reacție... Mai sunași de unirii, că e cam tot pe acolo, care tot... Și revenim să discutăm același lucru din nou și din nou și din nou, păi, și dacă încheiem acum și, iată, mergem în pauză și mai avem nu foarte mult timp până la...
definirile acestei emisiuni. Noi astăzi vorbim despre un lucru care se repetă deja a patra, a șaptea oară, deci noi vorbim despre a șaptele exercițiu care a avut loc în regiunea transnistreană. Iar noi vorbim de ceea ce l-a spus într-un fel sau altfel. Eu vreau să întreb, acești oameni care când pleacă sau când vin la Chișinău, trec prin aeroportul internațional Chișinău. Da, dar în același timp, domnișen, pe data de 7 decembrie, Ministerul nostru de Externe și Întregire Europeană a informat, și nu numai Federația Rusă, dar toate statele cu posibile intenții de a trimite observatori așa numiți în această regiune pentru așa numitele alegeri, ca să nu trimită pe nimeni, pentru că alegerile sunt ilegale și neconstituționale. Dar nu acest... ascultat. Da, să știți că deputații din Parlamentul Federației Ruse, ca și din toate parlamentele, sunt diferiți și fiecare își ia pe propria răspundere acțiunile sale. Întrebarea este ce curaj. Are curajul PAS cu toate structurile care le deține ale puterii ca să înfrunte Rusia și să pună piciorul în prag și să înceapă de undeva. Deci dacă noi vorbim despre în cazul în care concret... ei nu reprezintă Kremlinul, da, dar reprezintă o anumită grupare. Eu nu am văzut să existe o reacție și de la Ministerul de Externe al Federației. Eu fost trimis și nu, să vorbim au fost toți trimis și înapoi, domnișo. Absolut. În primul rând, ei niciunul nu a spus de ce au venit. Public. Atunci când au fost opriți în aeroport, niciunul nu a spus că eu am venit să fiu observator în alegerile din stânga Nistrului. Și din acest considerent, ei au fost torți întors. Eu cred că, cum să vă spun eu, este doar, diplomația. Doar acea poză noi avem care aici am văzut. Domnul Stalev, care sunteți diplomat de carieră, să înțeleg. Diplomat de carieră. Problemele le poți rezolva prin diferite metode. Eu consider că modul în care Ministerul de Externe a activat de această dată pe această problemă internă a Republicii Moldova, eu cred că a fost una corectă. Și modul în care au fost, nu că expulzați, dar pur și simplu neacceptați pe teritoriul Republicii Moldova acești politicieni de rang înalt din Federația Rusă, totuși vorbim de deputați din Duma de Stat și mulți alții care au venit acolo cu postura de experți, observatori și etc., toți au fost trimiși înapoi și neacceptați pe teritoriul Republicii Moldova, eu cred că a fost un mod foarte diplomatic și foarte corect și cu rezultat și cu efecte. Și cu efecte, pentru că de principiu noi am spus și după care s-a avut curajul. Indiferent de faptul că noi spunem că vom dezvolta relațiile pragmatice, și cel mai important lucru, ce înseamnă dezvoltarea relațiilor pragmatice? Bazate pe respect reciproc. Dacă tu vorbești că ne recunoști integritatea teritorială a Republicii Moldova, dacă tu vii și spui că conflictul este o problemă a noastră internă, deci îți ții deputații acasă, nu îi trimiți în calitate de observatori atunci când Republica Moldova nu îi acceptă și nu îi invită. Avem o scurtă pauză acum. Eu o să vreau să discutăm despre ce face fostul, așa zis, lider al regiunii din estul țării. Certul pașaport, am înțeles diplomatic. Dar după o scurtă pauză. Stați aproape.
discutat în pauză despre, despre acest subiect, dar mă revenim și, și live. Acum, nici nu știu din care unghi să, să discutăm în continuare. Cert este una, că declarațiile pe care le auzim despre pragmatismul relațiilor dintre Chișinău și Moscova se văd că rămân doar pe hârtie. Pe de altă parte, pragmatismul trebuie interpretat altfel. Deocamdată, pragmatismul relațiilor dintre noi și Rusia a însemnat obediența Chișinăului în fața Rusiei. Asta a însemnat. Noi nu putem nega, pentru că au dreptat cei care spun că, dar în 30 de ani, ce s-a făcut, de unde s-o ieși, cum s-o începe, pentru că e prea mare grămada asta de probleme care s-a acumulat și ca să o iei, chiar într-adevăr nu știi. O iei de la lucruri mărunte, o iei de la lucruri mari. Dacă o iei de la lucruri mari, atunci, într-adevăr, te gândești. Există o relație legat contractul de gaze, Transnistria, faptul că ei, de fapt, trăiesc pe, pe gâtul nostru, pe spinarea țăranului român. Cine e? Dacă este... Noi în pauză, la un moment dat, vorbeam mică, și despre de ce ei merg cu un vot prin aeroportul locuitorilor nostru în acea regiune. De ce spune că au pașapoarte diplomatice și deschid cu piciorul prin VIP și nimeni? Și spun că care să începem? A, nu, le începem când ne teme. Păi dacă ne teme, înseamnă că o să ne perpetuăm și noi la puterii actuala guvernare și nu știu unde o să ajunge. Dar măcar ceva să începi să riști. De la ce am început noi. Eu sunt șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova la CSI. Da, noi știm că fac parte 10 țări. Ucraina nu și-a denunțat prezența și că este membru a CSI. Apropo de CSI, spune că CSI poate să ajute și la aceste probleme. Dar uitați-vă, chiar spuneau. Da, dacă nu ajută CSI, atunci la ce mai stai acolo, dacă nici în asta nu ajută? Deci uitați, da, exact. Și anume pentru că în Republica Moldova relațiile, mai ales pe segmentul de est, întotdeauna s-a construit la nivel personal. Noi cunoaștem, era... Președintele personal construia relație cu o persoană din Federația Rusă. Era președintele Parlamentului Republicii Moldova, construia o relație cu cineva din Federația Rusă. Era... Ele sunt foarte importante, relațiile astea personale, dar este forma cea mai primitivă de a face politică în general. Din numele țării. Din numele țării. Dar nu, că nu este din numele țării. Pentru că din moment în care persoana nu mai are o funcție, da. Relația este moartă, completă, inexistentă. Corect. Și relația trebuie construită instituțional. Este Parlamentul Republicii Moldova, instituția statului, și este asociația parlamentară CSI, în care intră încă 9 parlamente. Acum numai Ucraina nu participă, dar ei tot au rămas în continuare membru. Deci eu sunt șeful delegației. Noi am mers, am participat la conferințele presă, la care noi, în primul rând, am vorbit și domnul președinte, a avut discursul lui de vreo câteva minute, după care am vorbit și eu la conferința de presă. Modul în care și interesul nostru este în felul următor, ca să nu spunem că noi suntem, nu suntem obedienți și nici nu suntem cu mâna întinsă și nici nu ne plângem. Deci, în ce constă relațiile? Relațiile sunt extrem de importante pentru o mare majoritate din cetățenii din Republica Moldova, chiar și cei care votează primordial să meargă Republica Moldova spre Uniunea Europeană, ei nu văd nicio problemă ca Republica Moldova să aibă relații bune, economice și parteneriat cu Federația Rusă sau cu... Apoi bun înseamnă și respect reciproc. Respect reciproc. Respectare independenței noastre, suveranității. Obligatoriu. Atunci când vorbim, spre exemplu, de relații economice. Anume, când vorbim de relații economice. Telespectatorii trebuie să înțeleagă că aproape 95% din îngrășăminte și fertilizanți folosiți în agricultura din Republica Moldova sunt import direct din Federația Rusă. Import direct din Federația Rusă. Peste 95%. Relațiile comerciale? Nu înseamnă nimic, doamnă. Noi vorbim despre relații economice. Și noi... acolo și plus din 600.000 de tone de măr, 98% din exportul de măr a Republicii Moldova este iarăși Federația Rusă. Dar așa vorbeau cu socialiști. Nu vorbim ca socialiști. Și comuniști așa vorbeau. Dați-mi voi să termin gândul. Eu niciodată nu v-am întrerupt. Deci, noi am mers ca să dezvoltăm niște relații interinstituționale. Parlamentul Republicii Moldova și cu această asociație. Ce am pus noi pe tapet? Deci, în primul rând, noi vorbim despre faptul că în 2011 a fost declarată piață liberă în toate țările membre CSI-ului. Ca să ne întoarcem la ce spunea doamna Pavlicencu Maia Dineauri. Care este sensul aflării noastre în acest CSI dacă tratatele semnate și asumate de către țările membre acestei uniuni economice și politice CSI nu-și fac rolul și nu-și fac efectul lor juridic?
Noi trebuie să răspundem la întrebările astea. Și eu, ca șef a delegației Parlamentului Republicii Moldova, la un moment dat trebuie să vin înapoi și spun mulți stimați deputați de la Tribunalul Parlamentului, reșind din 1, 2, 3, 4, astea sunt concluziile mele ca șef delegației. Putem noi face ceva în CSI-ul ăsta? Nu putem? Își are efect sau nu își are efect? Urmează. Dar dumneavoastră știți că eu am pus problema că ești revenit urmează. În Parlament. Urmează. Și am venit și am prezentat asta. O să o pun întrebarea pe care a adresat-o în această emisiune, domnul Stalep. Când ultima oară s-a discutat acolo despre regiunea Transnistriană? Despre regiunea Transnistriană s-a discutat, cred că, acum 2 săptămâni, când s-a format grupul ăsta de lucru. Și noi discutăm în continuare pe interior despre stânga Nistrului, pe noi ne interesează foarte mult această problemă. Pentru că Republica Moldova este privită de partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova ca un tot întreg. Și noi trebuie pe interior, în Moldova, să ne rezolvăm problemele noastre și noi trebuie să unim, ferm să unim toată Moldova. Pentru că problemele centrifugii în Moldova din 91 nu s-au oprit încă. Și noi trebuie să unim Bălțul la Chișinău, trebuie să unim Cumratul la Chișinău și inclusiv Știraspul la Chișinău. Dar dumneavoastră, ca istoric, înțelegeți foarte bine că miza strategic politică a legat de Transnistria, e de fapt ca nu cumva să ne unim cu România. Asta cred că dumneavoastră o cunoașteți. Adică când vorbești de reîntregirea cu Transnistria, spuneți să vă luați asta ia gândul și ideea de la România, pentru că noi e că trebuie să reîntregim asta. Problema că trebuie făcută așa ca ei să înțeleagă. Că inclusiv dacă Transnistria înțelege că aici viața mai bună, că ajungi la concluzia, cărați-vă voi trupile rusești de ocupație acasă, că noi avem viața noastră și dacă ei vor să fie cu noi să fie, că noi vrem să mergem pe calea spre integrarea europeană, care nu poate fi decât prin România, și ei pot să vrea și cu România pentru că au și cetățenii români. Noi deloc dar nu suntem priviți ca zonă tampon între NATO și Federația Rusă. Dar e vorba despre această frică de relație cu România. Rusia ne vrea zonă tampon. Din păcate, doamnă Pavlicenco, știți, eu vă ascultam acum și retorica aceasta 30 de ani de zile a fost cu diferite momente. Când erau stânga, nu era, dar când erau partidii dreapta, întotdeauna a fost. Și soluția este că în final nu s-a întâmplat nimic. Toți întotdeauna vorbit păi așa. Nu s-a întâmplat că nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu au vrut să recunoască acest lucru. Exact. Au făcut jocul Rusiei și au luptat de fapt împotriva celor de dreapta care au fost pro-români pentru că hai că să ne împăcăm cu Rusia, să nu-i supărăm că suntem pro-români și pro-unioniști. Tocmai din cauza asta nu s-a întâmplat nimic. Pentru că realitatea nu o vedem, dar realitatea e asta. Și o să fugim de ea, că o să fugim. Eu pur și simplu vreau să ajungem cu totul săraci. Eu înțeleg, dar retorica agresivă niciodată nu duce la nimic. Dar asta nu e agresivă. Și mai mult ca atât. Dar unde ați văzut agresivitate? Nu, eu nu am văzut agresivitate, dar eu vă spun în general. Noi acceptat obiectivul politic al Unirii pentru că avem acest drept conform Convenției Europene a Drepturilor Omului și niciodată nu Republica Moldova, Republica Moldova nu se poate dezvolta niciodată dacă noi o să ne învârtim în prejurul cozii. Noi trebuie să înțelegem că noi trebuie să unificăm, noi trebuie să unificăm Republica Moldova. Păi o să vreți, dar nu o să unificați. Păi, nu o să aveți acest curaj în relația am cu... Am o întrebare pentru domnul Ostalep. Nici timpul nu ne-a rămas atât de mult. Domnule Ostalep, orice manifestare a curajului la Chișinău este privită ca o încălcare sau... Ostentație, chiar. Ostentație la Tiraspol. Și la Moscova. Dacă e să vorbim și bine... Cu aeroportul am înțeles că e o problemă și cu trecerea prin există angajamente, etc., etc. Pe de altă parte, noi în pauză discutam și despre numărul locuitorilor care sunt astăzi, care mai trăiesc încă în partea stânga a Nistrului, care sunt din ce în ce mai puțini. Din ce s-a întâmplat ieri, Krasnoselski mai rămâne încă 5 ani. Acum, noi... La ce să ne așteptăm? Că o să discutăm despre rezolvarea acestui conflict, să discutăm abia încă peste 5 ani? O să începem discuțiile? Sau există, nu știu, există posibilități sau există speranțe că ce ar trebui să schimbe? Care este, ce ar putea să declanșeze o predeschidere a chiar așa coșului numărul politic care era numărul 2 sau care... Eu când am spus despre discuții în Parlamentul Republicii Moldova, asta nu e o provocație, cu toate că seamănă a fi, pentru că dacă de transmis în emisie directă, audieri publice, între deputați, nu închisă, nu în birouri, dar publici, că îi iasă la microfon, это то еще зрелище. Eu mă tem să mă gândesc și acolo. Noi vom da în direct. Și impact asta ar avea asupra soluționării problemei transnistriene. Citate din ce ar face deputații acolo. Dar eu nu zadar vorbesc despre asta. Dacă noi nu avem în Parlamentul Republicii Moldova o viziune și o cultură, dar eu nu văd nici interes, că doar nu văd
încă o dată subliniez, eu nu sunt aici pentru atacuri politice sau pentru... Eu, din contră, scot permanent guvernarea, dacă observați în emisiunea dumneavoastră, în afară la tot ce spun eu, nu că eu mă tem de dânș. Dar eu mă consider om rezonabil și eu înțeleg situația în care ei se află și așteptările oamenilor și tăți vor, în mod deodată, de lucruri care 10-20 de ani nu s-au întâmplat, de parcă este... în teorie măcar posibilă, să livreze oricare guvernare, nu doar pas, dar oricare, să livreze rezultate în 3-4 luni. Asta poate să spunem oameni naivi și infantili. Sau rău intenționați. Deci, eu, în principiu, ar fi în interesul statului Republicii Moldova să asculte odată o inițiativă de audieri. Pur și simplu de audieri. Eu mă tem de dânsele, pentru că eu îmi dau seama ce să fie în Parlamentul Republicii Moldova, și cum asta să fie utilizat. Dar eu, către telespectatorii noștri, am întrebare deschisă. Dar e normal că noi să ne temem ca deputații noștri să discute problema asta acolo? Cred că nu. Au ei expertiză? Eu cred că nu. Părerea mea. Poate e super, poate nu. Majoritatea din trânși. Vor utiliza majoritatea din trânși tribuna Parlamentului pentru chemare la ură, pentru a complica situația, pentru a arunca tot ce e posibil în capul guvernării? Da, precis. Vor intra citate din astfel de audieri în Transnistria, în regiunea transnistriană, așa că îi zic și nicoiște? Precis că da. Atunci e că eu vă pun la balanță, dumneavoastră, să vă întreb, doriți așa audieri sau nu? Eu cred că da, pentru că asta e unica cale de maturizare, ca noi să vedem în ce stare noi ne aflăm ca societate și să reprezentanți suprema statului. Ori ne prefacem în continuare 15 ani și o discuție la subiectul ăsta. Discuții prin cabinete e ok, foarte bine. Mie mi-e foarte simpatic și domnul Bolea ca modalitate de abordare a subiectelor și în general raționamentul care îl face. Eu spre regret nu majoritatea scădânsul. E foarte bine că îi discută prin cabinete, dar eu tot spun problema puțin mai global. Pentru că reacțiile tactice a Ministerului de Externe, a politicienilor, tolcă za. Nu spun un cuvânt foarte bine, numai că în realitate, asta eu vă spun de experiența mea de viață, de noi n-am masă. Asta nu are absolut niciun efect asupra soluționării problemei transnistriene. Există problema conceptuală. Cum, spre ce vrem noi, cum mergem încolo, care sunt modalitățile, ce facem cu exodul ăsta masiv, total, noi, Republica Moldova, mă rog, Partia Constituțională, să o numim în contextul astăzi, care noi vedem și a să fie și cu noi peste 10 ani. Dar regiunea transnistriană, după unele date, în 10 ani poate să rămână populația la nivelul unui oraș. Pe noi ne doare asta sau nu, dacă cinstit? Pe noi ne interesează asta, dacă da, și facem, și propunem, în și fel. Aici e o gamă enormă de probleme și asta, de fapt, trebuie să discute. Eu mi-aș dori niște audieri. V-am spus onest că asta ar fi un scandal foarte mare. Dar aici deja fiecare decide. Ne trebuie nou, riscăm să arătăm sau mai bine să facem așa cum au făcut toate guvernele până acum, ca niște motani care ascund cu pământul, luce ne nadă. Sunt covor. Știți, eu vă ascult eu ca deputat aș prefera totuși să fie discuțiile chiar cu pericolul că unii deputați ar ieși și ar trânti niște tâmpenii mari cât casa. Dar asta ar arăta și întotdeauna corect. O discuție vie chiar și cu tâmpenii și cu greșeli de notă viață, activitate, acțiuni da. Și eventual la final oricum se coagulează și se formează un grup dar de oameni. Dar asta e unica cale de maturizare. Exact. Sigur că de la cine așteaptă rezolvarea problemelor oameni? La instituțiile statului. Pentru de asta la parlament, de la guvern, de la președinții. Păi aici poate fi o coordonare mai simplu decât ca să dai vina mereu că noi vrem, dar acela nu vrea, eu vreau, acela nu vrea. Dar problema asta transnistreană cu diferență și cu ocupația noastră de către Rusia este o problemă existențială. Și atâta timp cât noi nu o să înțelegem, într-adevăr, să avem conceptual cu cine ne pornim la acest dialog, pe cine avem ca sprijin, pe cine avem ca... A cui expertiză și experiență noi luăm, apropo, ori expertizei. Nu mai avem deci, timp. Atâta timp cât nu avem acest curaj și de a discuta deschis casă, s-a promis transparență, peste transparență toate problemele. Într-adevăr, până atunci, noi o să vegetăm și o să rămânem cantonați într-o zonă cenușie de indecizii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, dar cu alte subiecte ne vedem lunea viitoare la aceeași oră. Toate bune! Mm-hmm.